Gheorghe Pop este senator al României aflat la al doilea mandat. S-a născut în Comuna Hida la data de 15 aprilie 1959. Este căsătorit și are doi copii. A urmat liceul electrotehnic din Zalău, apoi a făcut școala militară de ofițeri active ai Ministerului de Interne Specialitatea Economic, după absolvirea căreia a lucrat ca ofițer specialist economic în cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Cluj și Sălaș până în 1994. Părăsește structura de interne pentru a fi direct director și consilier juridic la un grup de firme cu capital german până în anul 2000. Între timp se înscrie în PSD, respectiv în anul 1998 și în numai doi ani ajunge vicepreședinte al organizației județene, apoi vicepreședinte al Consiliului Județean. Anul 2004 este un an interesant pentru PSD atât la nivel național cât și județean și cu influența asupra carierei publice a lui Gheorghe Pop. Cade guvernul PSD și Adrian Năstase pierde președinția României în fața lui Traian Băsescu. Iuliu a pierde primăria Zaleu și pierde și șefia organizației județene în favoarea lui Tiberiu Marc, care devine totodată președinte de Consiliul Județean. Astfel că Iorghe Pop, deși își păstrează funcția politică până în 2005, devine secretarul organizației județene, dar nu mai obține vicepreședinția Consiliului Județean, ci este numit director al Direcției de Pază, Protocol și Administrativ a Consiliului Județean Sălaj. În 2008 se introduce o nouă funcție în cadrul structurilor administrativ-teritoriale de conducere, cea de administrator public și Gheorghe Pop devine administrator public al județului, însă pentru puțină vreme, pentru că în toamna anului 2008 este ales senator pentru cel de-al doilea colegiu. În fapt, este o a doua tentativă a lui Gheorghe Pop de a intra în senat. Cu patru ani înainte a candidat pe lista PSD și a pierdut mandatul, deși a obținut aproximativ 40.000 de voturi. A mers în senat candidatul Partidului România Mare, Petru Stan, care a beneficiat de redistribuire. Înainte de a deveni senator, Gheorghe Pop își desăvârșește studiile, urmând cursuri privind mânătate managementul serviciilor publice, perspective și tendințe, organizate în cadrul proiectului managementului Fondului de Dezvoltare și Modernizare a Administrației Publice Locale și cursuri post-universitare specialitatea managementul serviciilor publice, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Universitatea babeș bolyai Cluj-Napoca. În acest mandat de senator obținut sub sigla USL, Gheorghe Pop rămâne unul dintre cei mai activi parlamentari sălăjeni, cel puțin la nivelul întrebărilor și interpelărilor, numai puțin de 142. A cuvântul în plen de 61 de ori a avut 9 declarații politice și 3 interpelări adresate premierului și a pus semnătura pe 56 de proiecte legislative, din care 7 au devenit legi respectiv. Propunere legislativă privind instituirea Zilei Naționale a Portului Tradițional. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolelor 55 și 158 din legea numărul 263 din 2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea legii numărul 46 din 2008, Codul Silvic, propunere legislativă pentru modificarea și completarea legii 53 din 2003, Codul Muncii, propunere legislativă privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, propunere legislativă privind reglementarea regimului juridic al societăților ale căror acțiuni se tranzacționează pe piața RASDAC sau pe piața valorilor mobiliare necotate și propunere legislativă pentru modificarea articolului 105 aliniatul 2 litera F din legea numărul 1 per 2011 a Educației Naționale. Potrivit de declarația de avere completată de senator, în luna iunie acestui an deține un teren de 1500 de metri pătrați în Zaleu, în Livada Meseș, cumpărat în anul 2005, plus un teren de 2200 de metri pătrați achiziționat în 2003 în stână. În 1996 și-a construit o casă de 100 de metri pătrați în Zaleu, iar în 2004 și-a ridicat o casă de vacanță de 70 de metri pătrați în stână. Mai deține un apartament de 52 de metri pătrați în Cluj-Napoca, achiziționat în anul 2013. Senatorul Gheorghe Pop deține o mașină fabricată în 2005. Nu are declarate conturi de economie în schimbare două credite în valoare totală de 190.000 de lei. Ca senator Gheorghe Pop a încasat anul trecut venituri de 60.372 de lei, respectiv 5.031 de lei lunar. Doamna Pop depășește ca venituri pe cele realizate de soțul său, însă din mai multe surse. Astfel, ca inspector școlar general a încasat 35.441 de lei, ca profesor la API 13.581 de lei, la care se adaugă suma de 1.269 de lei, ca membru în Consiliul Consultativ al AGE 5640 de lei ca expert TS în cadrul unui proiect postru, 5160 de lei ca expert promovare în alt proiect postru și 544 de lei ca formator la asociația Didactos. În declarația de interese a senatorului Gheorghe Pop apar și cei doi copii cu proiecte de aproape un milion de lei. Din păcate, senatorul Gheorghe Pop, deși este în vacanță parlamentară, este foarte ocupat și nu am reușit să-i luăm un punct de vedere cu privire la propria activitate parlamentară, așa cum au avut bunăvoința să ne răspundă toți ce alți cinci reprezentanți ai Sălajului. Senatorul Gheorghe Popnea a îndrumat spre site-ul Senatului pentru a-i analiza activitatea deși i s-a solicitat perspectiva personală asupra activității sale și proiecte de viitor. Din cauza reticenței de a ne răspunde la solicitare, putem specula fie că nu își cunoaște propria activitate parlamentară, fie că nu știe ce va face până la finalul mandatului. Poate că de anul viitor, când vor fi alegeri parlamentare, electoratul îi va conferi mai mult timp liber. Rămâne de văzut.